Numeroși primari din sudul Serbiei au trecut Dunărea pentru o vizită în județul Mehedinți. Aceștia au fost primiți cu căldură de către primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici. Primarii din sudul Serbiei au trecut granițele României, oprindu-se în județul Mehedinți, în frumoasa comună Zvinița. Aceștia au fost primiți cu căldură de primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, care i-a întâmpinat așa cum se cuvine, oferindu-le preparate tradiționale delicioase, specifice acestei zone din Mehedinți. Această vizită a fost de asemenea un semn al unei bune colaborări dintre primăria Zvinița și primăriile de pe malul sârbesc. Comunitatea din Zvinița a conservat de-a lungul timpului tradițiile, limba, obiceiurile și a oferit imaginea culturii tradiționale sârbe nealterate de proximitățile culturale și de pătrunderea modernismului. Primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, a promovat întotdeauna cultura sârbească, fiind organizate an de an festivaluri, precum Festivalul Smochinelor, organizat în colaborare cu Uniunea Sârbilor din România. În comuna Zvinița, peste 90% din locuitori sunt de etnie sârbă, motiv pentru care există numeroase proiecte comune, ce vizează în mod special dezvoltarea turismului, fiind o zonă cu un potențial uriaș.